Chengdu este un alt oraș pe lista noastră, este deja al treilea din China. Până ce primele două ne-au impresionat destul de mult. Să vedem ce poate să ne ofere acest oraș. Am venit în raiul meu acum. Suntem într-un mall plin de electronică. Wow, eu fug ochii aici, eu pot să mă pierd pentru o zi întreagă. Lumița se pierde mall-uri de haine, dar eu mă pierd mall-uri de tehnică. Hai să vedem ce mai este aici. Foarte rău. Ne înțelegem doar prin Google Translate, altfel nu mergem. Fiecare cu translatorul lui. Am găsit o cameră foarte, foarte interesantă. O cameră nouă de la Fujifilm. Și mă gândesc să o cumpăr. Numai că e problemă că nu pot achita cu cardul și trebuie să scot bani. I don't know what this is. Visa. Îmi place cum fiecare scrie pe telefon. Da. Nu traduce. Ok, I'll check. Totuși m-am hotărât eu, o să-mi iau camera asta. O să rămâi și Sony-le, numai că asta o să fie primară, Fujifilm X-T3, iar Sony o să fie mai mult pentru zoom, că am luat un obiectiv de ăla cu zoom. O să vă arăt pe urmă tot ce ne-am luat. Cât bani am fost? And now? Următoarea zi acum și începem testarea camerei. Noaptea aceasta am pierdut-o ca să o învăț cât de cât setările și acum mergem să explorăm orașul Chengdu și totodată să testăm camera. E ca autobusul nostru. Ah, da. Hai că autobusul nostru vine. Obiectiv mai mic acum și mai simplu față de celălalt, are diafragma doar 2.0, spre deosebire de celălalt care avea 1.4, dar sper să ne descurcăm pentru că și foarte, un plus foarte mare la acest obiectiv că este mult mai ușor. Pentru că în setup-ul vechi, camera plus gimbal avea aproape 2 kg. Dar acum s-au micșorat cu vreo, nu știu, vreo 400 de grame, cred că s-au micșorat. Simțitor așa. Da, e simțitor în orice caz. Fiecare gram contează, mai ales când îl ții așa înainte, chiar contează. Mai avem și un obiectiv nou, ăsta este zoom. Este un obiectiv 18-200 mm, da. Și aproape foarte, foarte mult. Tot l-am cumpărat de acolo. Camera asta deja o păstrăm mai mult pentru fotografii sau pentru zoom. Da, putem să facem biruluri mai de aproape cu dânsul, știi? Adică fețele oamenilor să le filmăm mai de aproape sau reacție sau... Adică ceva interesant cred că o să primească combinația dintre aceste două obiective. Acum filmăm în culori standarde, fără log și vedem cum se primește, după care la următorul vlog o să schimbăm regimul de culori. Voi să nu uitați să ne spuneți părerea voastră în comentarii. Da. E bine așa sau poate mai experimentăm cumva. Și un plus foarte mare la această cameră este că filmează 60 de cadre în 4K. Să avem slow motion în 4K. Da. Aici, de fapt, transportul public e foarte, foarte, foarte dezvoltat. Oriunde n-am merge, transportul public este disponibil.
și pot să aflu foarte bine. Serviciile Google, apropo, nu merg, adică Google Maps nu merge decât dacă ai VPN. Noi am instalat VPN, avem și pe, și pe telefoane VPN, dar și Google Maps pot să-l deschizi, numai că nu e atât de updatat și, mă rog, nu sunt toate rutele de la transport public. Însă ei au Baidu Maps, unde sunt absolut toate traseile la fiecare transporturi publice. Ți arată chiar și, de exemplu, trenuri sau avioane, absolut tot ți arată. Și e foarte simplu datorită la asta să mergi cu transportul public. Hai că autobusul nu. De obicei, în oraș, autobusul le costă 2 ioani de persoană. A trecut ceva timp de când am cumpărat această cameră și de-abia acum am ajuns la editarea acestui video. Până ce sunt foarte mulțumit de Fujifilm X-T3 și la fel și de obiectiv, cu toate că obiectivul nu se comportă atât de bine ca acel de la Sony, dar sunt destul de mulțumit. Chiar Fujifilm se mândrește cu o artă de culori foarte interesantă și la capitolul Color Science este printre primii, cred că. Îmi place mult cum filmează, la fel și cum fotografiază, niște detalii excepționale și niște culori foarte, foarte interesante. Și o să vedeți în videourile următoare cum combinăm noi camera Sony cu zoom și camera asta cu obiectiv wide. Se primește foarte bine. Chiar într-adevăr îmi place combinația. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii despre această cameră și luați aminte că următoarele 2-3 episoade vor fi cu culori încă așa experimentale, deoarece eu schimb profilul de culori, ba în log, ba în standard, ba în Eterna. Și acum filmez deja doar în Eterna, că îmi place cel mai mult și nu necesit atâta chin la color correction când fac editarea videoului. One of the best to ever do it. No act, yeah.